capitolul 1, versetul 10 și 11. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Amin. Acesta este și titlul acestui mesaj, și anume, ai săi nu l-au primit. Să ne gândim puțin la această afirmație. Cine sunt ai săi? Cine nu l-a primit? Și de ce nu l-a primit? De ce l-au crucificat pe Domnul Iisus? Și cine l-au crucificat? Dar haideți să spun puțin mai personal. De ce l-am crucificat? Amin? Amin. Nu l-au crucificat. L-am crucificat. Noi toți l-am crucificat. Zilele trecute, fiind Paștele, sigur, toți artiștii din România și din lumea întreagă care cred în inima lor că sunt credincioși și buni creștini și amintesc anumite poezii. L-am văzut din nou pe Florin Piersic, apropo, cred că este în spital acum, dacă am înțeles bine. E destul de vârstă omul, dar știm cu toții, un foarte bun actor, recitând din nou. Era o înregistrare mai de mulți ani, nu de acum, dar a apărut acum pe internet cu ocazia Paștelui. O poezie de a lui Costache Ioanid, un poet creștin pe care și noi îl folosim foarte mult. Nu-i singur Iuda vinovat. Recită foarte frumos, actoricește, dar nu pot să nu te întreb cât din asta este real în viața lui și ce legătură are el cu felul atât de convingător în care spune acolo, eu am spus da, zice el, și sunt iertat. Dar tu, dar tu. Mă gândeam ce bine ar fi ca Florin Piersic și alții să-i spună da lui Iisus. Însă adevărul este că noi l-am crucificat pe Iisus Hristos. Și nu poți să-i spui da lui Iisus decât după ce accepti faptul că l-ai crucificat și pentru tine a fost omorât Iisus. Pentru 4.000 de ani, Dumnezeu a pregătit pas cu pas un popor al Său și Dumnezeu a pregătit timpul venirii Fiului Său, Mântuitorul Lumii. Mă refer la acești 4.000 de ani de la facerea omului până la venirea Domnului Iisus Hristos, această perioadă de istorie a omenirii din Vechiul Testament. Și l-a pregătit ca să vină prin acest popor, din acest popor, el a fost iudeu. A venit prin poporul Israel, a venit din poporul Israel și a venit la poporul Israel. La asta se referă în primul rând acest verset din Ioan. A venit la ai săi. Dar atunci când a venit, ei l-au respins. În primul rând, e vorba despre poporul Israel. Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său la străini. Nu l-a trimis la Roma, la Imperiul, la Împăratul Roman. Nu l-a trimis la mai mari lumii acesteia. L-a trimis la ai săi, la cei care aveau cuvântul lui Dumnezeu, aveau profețiile lui Dumnezeu, îl așteptau pe Dumnezeu, l-a trimis la poporul Său. Nu l-a trimis pe o cale nouă, neștiută, neobișnuită, ci l-a trimis după cuvântul profeților, l-a trimis în conformitate cu tot ce zicea legea și profeții. Nu ar fi trebuit să fie nici o problemă ca să nu-l recunoască. Sigur că nu l-au recunoscut romanii și că nu l-au recunoscut păgânii, nu era nicio surpriză, dar poporul Său l-a respins, asta nu trebuia să se întâmple. Ei știau că trebuie să vină Hristosul, Mesia, Salvatorul. Dacă citim în Ioan capitolul 4, versetul 25, este femeia de la fântâna din Samaria. Ea nu era, să zicem așa, iudeică pură, sau nu erau considerați iudei puri, sau israeliți puri, samariteni. Și cu toate acestea, ea zice în Ioan 4:25, știu că vine Mesia, care se numește Hristos. Când va veni El, ne va spune toate lucrurile. Deci dacă samariteanca aceasta știa, cu siguranță toți iudeii știau și așteptau să vină Mesia, Salvatorul, Hristosul, trimisul lui Dumnezeu. Ei știau asta. Ei știau unde trebuia să vină, unde trebuia să se nască, din ce seminție avea să vină. Toate acestea erau profețite în Vechiul Testament și dacă citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 2, atunci când vin înțelepții din răsăriți, îl caută pe regele de curând născut și când aude Irod lucrul acesta, îi întreabă pe marii preoți și pe cărturari și ei spun așa,
în capitolul 2 de la versetul 4 în Evanghelia după Matei, adunând pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii poporului, a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristos și ei au zis în Betleemul din Iudeea, căci astfel a fost scris prin profetul și se referă aici la profetul Mica. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai neînsemnat dintre domnitorii lui Iuda, căci din tine va ieși un domnitor care va păstori pe poporul meu, Israel. Știau toate aceste lucruri. Știau că se va naște din fecioară. Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce a zis profetul Isaia, capitolul 7, versetul 14. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Știau că va veni ca să domnească peste ei ca și rege. De asta au venit magii din răsărit, să caute un rege. Ei știau că l-așteaptă pe regele care trebuie să vină. Dacă citim în capitolul 12 din Ioan, Ioan capitolul 12 și versetul 13, la intrarea triumfală în Ierusalim, ei au strigat, au luat ramuri de palmier și au ieșit în întâmpinare și strigau: Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, Regele lui Israel. Ei știau toate lucrurile acestea. Și cu toate acestea, l-au respins și pe cine au ales în locul lui? Fiindcă au avut de făcut o alegere între doi. Ce să fac cu Iisus, a zis Pilat, care este regele vostru? Eu zic, crucifică. Și pe cine se liberesc? Ei au ales pe Baraba, un criminal și un răzvrătit. Nu romanii, aplicăm acum sau interpretăm direct strict ce s-a întâmplat atunci. Nu cei care erau la putere în lumea aceasta, romanii, cei păgâni, cei care nu cunoșteau pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, nu ei l-au respins, nu ei l-au urât, bine, nici nu l-au iubit, dar chiar s-au mirat. De ce îl urăsc atâta iudeii pe regele lor? Pilat era gata să dea drumul. Irod era gata să dea drumul. N-a văzut nicio amenințare în el. A vrut să vadă o minune, dar a zis, nu văd nimic în el. Romanii nu l-au urât. Nici Pilat, nici Irod nu au vrut să-l răstignească, ci ai săi, care cunoșteau Scripturile, oamenii religioși. Dacă citim în capitolul 19, în Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la versetul 14, spune: și era ziua pregătirii Paștilor și cam pe la ceasul al șaselea și Pilat a zis iudeilor: iată regele vostru. Dar ei strigau: ia-l, ia-l, crucifică-l. Pilat le-a zis: să crucific pe regele vostru? Asta însemna era pe la 12 ziua, la ceasul al șaselea. Și preoții cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt rege decât pe Cezar. Atunci l-au dat în mâinile lor ca să fie crucificat. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l crucifice. Pilat s-a mirat și într-un mod ironic le-a răspuns: să crucific pe regele vostru? Ideea este că dacă Dumnezeu ar trimite azi pe Fiul Său în lume, să zicem că n-am ști nimic din toate acestea, și am fi în momentul în care erau ei acum 2000 de ani, și în locul lui Israel, am fi noi creștini, care știm cuvântul lui Dumnezeu, știm că trebuie să vină Iisus, știm profețiile, știm toate lucrurile acestea, da? Noi nu suntem Israel, dar să zicem, dacă s-ar repeta în felul acesta istoria, ce vreau să scot în evidență prin ce m-a spus până acum, este că dacă Dumnezeu ar trimite azi pe Fiul Său în lume, nu păgânii ar fi cel care l-ar respinge așa de vehement și l-ar huidui. Dar cine ar fi? Creștinii ar fi. Creștinii ar fi. Și știți cum putem să știm asta? Fiindcă știți pe cine huiduiesc cel mai tare și chiar trimit la moarte creștinii? Pe cei care practică Biblia, cuvânt cu cuvânt. Martirii credinței n-au fost trimiși la moarte de păgâni de-a lungul secolelor, ci de biserică.
de alți creștini. Frații noștri sau frații ai noștri pocăiți când au făcut evangelizare prin sate și s-au dus, n-au fost scoși afară de păgâni, ci de preoți. Și de alți creștini, în unele locuri cu bâta i-au gonit de acolo. Pe vremea comuniștilor, în biserici, nu au fost păgânii care au căutat să pârască și să facă lucruri rele, ci alți creștini. Creștinii ai săi. Și sigur, întrebarea evidentă este, dar de ce e așa? De ce? Și vreau să scot în evidență lucrul acesta, căci planurile și gândurile noastre ale oamenilor, noi, creștini, chiar dacă suntem creștini, suntem păcătoși, suntem oameni. Și planurile și gândurile noastre ale oamenilor sunt așa de departe și atât de diferite de planurile și gândurile lui Dumnezeu, încât nu există niciun punct comun, niciun acord. Nu putem să ne înțelegem. Este ori eu, ori El. Nu se poate face nicio înțelegere între omul păcătos și Dumnezeu. Unul dintre ei trebuie să moară. Unul dintre ei trebuie să lase. Unul dintre ei trebuie să renunțe. Ei nu pot să meargă împreună. Dacă citim în Isaia capitolul 55 și versetele 8 și 9. Isaia capitolul 55, versetul 8 și 9. Din nou Dumnezeu vorbește aici cu ai săi. Nu vorbește cu păgânii, vorbește cu poporul său, cu Israel. Și Dumnezeu spune, gândurile mele nu sunt gândurile voastre, căci căile mele, voastre, nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Dumnezeu spune, suntem atât de diferiți, încât nu există niciun punct comun între noi. De aceea a venit la Isus și așa nu l-au primit. Nu se poate să-L primească. Este ori-ori. Dacă îl primeau pe El, trebuia să moară ei. Trebuia să renunțe ei. Este ori-ori. Toată istoria Vechiului Testament nu este o luptă între Dumnezeu și popoarele păgâne, în primul rând. Da, știu că Dumnezeu a ordonat să lupte împotriva, dar în primul rând nu este o luptă între Dumnezeu și popoarele păgâne, ci o încercare nereușită, între ghilimele, nu că n-ar putea Dumnezeu, dar El vrea să ne arate lucrul acesta, din partea lui Dumnezeu, de a-i convinge pe ai săi să-L asculte, să se încreadă în El și să-L urmeze. Despre asta e vorba, în primul rând, în toată istoria Vechiului Testament. Cum Dumnezeu încearcă și le dă încă o șansă și încă o șansă și încă o șansă și se luptă, nu cu păgânii, pe păgâni poate să-i termine imediat. N-are nicio problemă cu ei. Cu ai săi. Dar pe ai săi nu vrea să-i termine, vrea să-i convingă. Vrea să-i cheme, vrea să-i salveze. Și toată istoria Vechiului Testament este această încercare repetată a lui Dumnezeu de a-i convinge pe ai săi să-L asculte și să-L urmeze. Și spun nereușită pentru că ei L-au respins. Și au culminat cu respingerea Fiului Său. Isaia capitolul 64 și versetul 6. Isaia 64 cu 6. Toți, spune Isaia, am ajuns niște necurați. Din nou, vorbește despre toți poporul lui Dumnezeu, cei care știau, cei care cunoșteau, nu niște neînvățați. Toți am ajuns niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Din cauza asta L-au respins. Și din cauza asta L-au respinge din nou astăzi, dacă ar veni. Pentru că suntem păcătoși. Toți am ajuns niște necurați. Care este miza acestei neînțelegeri dintre om și Dumnezeu, acestei lupte dintre om și Dumnezeu? Care este miza? Ce este la bătaie aici? Cine este șeful? Asta este miza. Cine are autoritate? Cine are ultimul cuvânt? Eu sau Dumnezeu? Asta este problema. Cine este în conducere?
Eu sau Dumnezeu? Și mulți dintre creștinii de astăzi au aceeași problemă. Pentru ei Dumnezeu are autoritate duminica în biserică. Și bineînțeles, dacă mă duc, că dacă nu vreau, nu mă duc. Dumnezeu nu are autoritate să-mi zică să mă duc. Nu? Dar în rest, în viața mea, în fiecare zi, în felul cum mă îmbrac, cum îmi cresc copiii, cum îmi cheltuiesc banii, unde mă duc la lucru, cine este în autoritate? Cine este șeful? Cine e în conducere? Aici este toată lupta, toată bătălia. Sunt eu sau Dumnezeu? Dacă citim în... hai să vedem, cred că... Vreau să ne mutăm, acum n-am mai scris, dar cred că este vorba despre Evanghelia după Marcu și o să citim puțin acum în Evanghelia după Marcu, la capitolul 12. Sau poate... Da, am sărit peste o pagină. Deci asta este miza, pentru că nu putem sau nu se poate să conducă amândoi. Unul trebuie să urmeze. Unul conduce și unul urmează. Și este la fel în orice instituție pe care a făcut-o Dumnezeu. În societate, unii trebuie să conducă, unii trebuie să urmeze. În familie, în biserică, este la fel. Dar omul nu vrea să renunțe la voia sa. Așa că omul îl pune la încercare pe Iisus. Și asta aș vrea să vedem, da, în Evanghelia după Marcu, dar deocamdată la capitolul 11. Începem aici și aș vrea să trecem așa, să zic, fără să citim fiecare verset, peste zilele acestea din săptămâna patimilor Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că n-au vrut să accepte cine este El, ei ce au respins a fost autoritatea Lui să le zică El ce să facă. Și pentru asta, pentru că n-au vrut să renunțe la a face ce vor ei, ei au pus la încercare pe Iisus și vedem prima dată testarea lui Iisus în Marcu la capitolul 11, de la versetul 27. Marcu 11 cu versetul 27. Ei au venit din nou la Ierusalim și pe când se plimba Iisus prin templu, au venit la El preoții cei mai de seamă și cărturarii și bătrânii. Și versetul 28 și au zis, cu ce autoritate faci tu aceste lucruri? Și cine ți-a dat această autoritate ca să le faci? Iisus atrăsese deja atenția mulțimilor prin învățăturile Lui și prin lucrările sale și mai ales prin ultima dintre aceste lucrări și anume învierea lui Lazar. Și ei au venit să-L pună la încercare și să-I pună la încercare autenticitatea puterii Lui. Cine ești tu? De unde ai puterea aceasta? Cine te-a trimis? Și să-L dovedească că este fals. Dar cine au venit? Spune aici că au venit mari preoți, preoții cei mai de seamă, cărturari și bătrâni. Aceștia erau liderii religioși ai poporului lui Dumnezeu. Liderii religioși ai poporului lui Dumnezeu. Au venit să-I ceară socoteală. Ce faci? Cine te-a trimis pe tine? Cu ce autoritate? Evident că nu putea fi nicio înțelegere între ei, nicio colaborare. Ei nu vreau să-L accepte. Dar aceștia ei nu prea pare normal ca liderii religioși ai poporului lui Dumnezeu să nu-L accepte pe Fiul trimis al lui Dumnezeu. Aici este ceva nenormal la mijloc. Și apoi în versetele următoare, de la versetul 29 până la versetul 33, Domnul Iisus le descoperă ce este în inimile lor și le descoperă de ce nu puteau lucra împreună și faptul că ei erau niște prefăcuți, dar ei nu recunosc și nu regretă. El nu le răspunde direct la întrebare și nu avem timp să citim versetele, dar vă sugerez să citiți sau poate știți deja. El spune, vă pun și eu o întrebare și dacă îmi spuneți cu ce autoritate boteza Ioan, vă răspund și eu. Dar ei s-au gândit, s-au făcut socotele în mintea lor, ne-a prins acum. Nu putem zice nici așa, nici așa. Că e rău pentru noi. Deci pentru ei nu conta să zică adevărul. Conta să spună ce e bine pentru ei. Prin aceasta Dumnezeu sau Domnul Iisus le-a, dacă erau puțin deștepți, înțelegeau cine este ăsta. Și înțelegeau și cine l-a trimis. Da? Pentru că a spus cu ce autoritate a făcut Ioan aceste lucruri. De sus sau de pe pământ?
Da? Dar ei nu au regretat viclenia din inima lor și nici nu au înțeles ce le spune Domnul Iisus Hristos. Apoi, în capitolul 12, de la versetul 1 până la 9, tot în Marcu, Domnul Iisus le dă o parabolă în care le arată clar cine este. Deci El nu ne răspunde direct, dar prin ce le spune, le răspunde foarte clar cine este și cu ce autoritate face lucrurile acestea. Și le dă această parabolă a viticultorilor și le arată clar cine este El, adică Fiul prea iubit din parabolă. Da. Și le arată și cine L-a trimis, adică vierul, cel care a plantat via. Și ei știau foarte clar din Isaia capitolul 5 cine este vierul lui Israel și cine este via mânoasă și era foarte clar pentru ei toată această analogie și această parabolă. Încă o dată El le arată cine sunt ei și păcatul din inima lor și faptul că îl resping pe El pentru că vor să rămână la conducerea vieții lor și să nu dea socoteală. Pentru că în această parabolă, în versetul 6 spune, mai avea un singur fiu. La urmă l-a trimis pe el, zicând, îl vor primi cu respect pe fiul meu, dar viticultorii aceia au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea să fie a noastră. Deci El le-a arătat foarte clar ce este în inima lor. Și le-a răspuns și la întrebare. Ei nu vroiau să dea socoteală. De la versetul 10 până la 12, Domnul Iisus le spune, după încheierea parabolei, oare n-ați citit nici acest loc din Scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns piatra din capul unghiului. Din nou le spune cine este El, piatra din capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Și ei căutau să-L prindă, dar se temeau de mulțime căci înțeleseseră că împotriva lor spusese El parabola. Și l-au lăsat și au plecat. Deci înțeleseseră că ei sunt cei care vreau să omoare pe fiul vierului și așa mai departe, cei care vreau să arunce piatra din capul unghiului, zidarii aceia nepricepuți, dar nu vreau să renunțe la conducerea vieții lor. Apoi, începând din versetul 13, spune, ei au trimis, ei cine ei? Poporul lui, Israel. Au trimis la el pe unii dintre farisei și irodieni. De ce? Ca să-l prindă cu vorba. Alți oameni religioși de vază din Israel și Iisus le-a răspuns și lor fără greșeală. În versetul 17 le-a răspuns și le-a zis dați lui Cezar lucrurile care sunt al lui Cezar și lui Dumnezeu lucrurile care sunt al lui Dumnezeu. Ei au încercat cu acea monedă să îl pună împotriva autorităților romane, să zică trebuie să plătim impozite sau nu trebuie. Și El a răspuns fără greșeală. Apoi au trimis pe alții. În versetul 18 spune Saducheii, care zic că nu este înviere, au venit la El și L-au întrebat cu același gând, ca să-L prindă cu vorbă. Aceștia erau alți oameni religioși, o altă partidă puternică din Israel. Dar ei erau puternici prin poziția lor. Erau oameni importanți în societate și banii care aveau. Erau oameni de afaceri. Dar nu erau, ei nu erau puternici cu cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu erau puternici din punct de vedere doctrinal. De fapt, ei nu credeau în miracolele lui Dumnezeu. Ei erau niște raționaliști, ei credeau numai ce văd, de aceea ei nu credeau în înviere. Puterea lor stătea în cine erau ei în lume și în banii lor. În asta stătea puterea lor. Nu în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu sau în încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Fariseii erau aceia care erau tari în Scripturi. Dar aceștia erau tari în bani, ca să zic așa, și aveau locuri importante în Sinedriu. Și în versetul 24, Iisus le-a răspuns, voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scriptura. De asta vă rătăciți. Și în versetul 27 spune, tare că mai rătăciți voi. Că nu cunoașteți că Dumnezeu este nu Dumnezeul celor morți, ci Dumnezeul celor vii. Tare vă mai rătăciți voi. Și astfel le răspunde și lor. Și apoi vine în versetul 28, spune aici unul dintre cărturari, care este un învățător al legii și care a auzit vorbind împreună, a venit și el, înțelegând că le răspunsese bine și l-a întrebat care este cea din tâi poruncă dintre toate. A încercat și acesta să-l pună în încurcătură pe Domnul Iisus în ceea ce privește prioritatea unei porunci din lege față de altă poruncă.
care e cea mai mare poruncă din lege. Dar, practic, nu există mai multe porunci. Noi știm că există 10 porunci, există 600 și 13 porunci în cele 5, primele 5 cărți din Biblie. Dar, practic, ce zice Domnul Iisus Hristos aici, există doar o singură poruncă. Și aceasta este să iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta. Toate celelalte porunci sunt niște derivații din această poruncă și au fost date din cauza priceperii, între ghilimele, a omului păcătos să se justifice în păcat și să inventeze căi de a ocoli poruncile. Practic e o singură poruncă. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta. Asta implică să nu-ți faci idoli, să nu iubești banii, să nu iubești alți oameni înaintea lui Dumnezeu. Asta implică să iubești aproapele tău ca pe tine însuți, să nu fii egoist. Toate acestea sunt cuprinse în această poruncă. Dar fiindcă omul este șmecher între ghilimele și se justifică, zice: a, dar pot să fac aia, a, dar pot să fac aia. Și găsește tot felul de ușițe. N-am să spun cum este și cu legea noastră. E clar că i-o dat în cap și l-a omorât, dar nu avem lege care să-l incrimineze. Și până inventăm o altă lege, omul scapă. Că nu este lege. Și apoi ăștia care au făcut legea îi dau seama și mai fac 100 de legi ca să poată să-i învinuiască. Și apoi omul păcătos inventează altă ușiță să scape și iară trebuie să mai adăugăm 10 legi. Dar practic este o singură lege. Să asculți de Dumnezeu, să-L iubești cu toată ființa ta, să-L lași pe El să fie șeful în viața ta. Dacă ții asta, le ții pe toate. Și asta zice Domnul Iisus Hristos aici. Restul sunt incluse în aceasta. Acum, acest cărturar nu se știe sigur cât de mult se asemăna cu ceilalți în intenția lui de a-L testa pe Domnul Iisus, fiindcă în versetul 34, Iisus, văzând ce zice acesta și că a răspuns cu înțelepciune, a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Se pare că acesta nu era din aceeași oală cu ceilalți care veniseră până acum să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Și nimeni nu mai îndrăznea să-i pună nici o întrebare, spune aici la sfârșitul versetului 34, pentru că el le dovedise că este superior și nu mai știau ce să spună. Însă omul păcătos nu acceptă așa ceva. Chiar dacă le-a dovedit, omul nu acceptă și nu se lasă, de aceea ce a urmat n-a fost să-l primească pe el, ci să-l crucifice. N-au putut să-l dovedească cu nimic că a greșit și totuși l-au trimis să fie crucificat. După testarea lui Iisus urmează crucificarea lui Iisus. Toate aceste teste ale puterii și autorității lui Iisus au fost într-o singură zi. Toate acestea care le-am văzut în versetele acestea au fost într-o singură zi. Era într-o zi de luni, 12 Nisan. Și în Evanghelia după Marcu, la capitolul 14 și versetul 1 spune: două zile după aceea era sărbătoarea Paștilor și Azimilor. Deci, miercuri era răstignire. Da? Și apoi, joi era sabatul cel mare, prima zi din sărbătoarea Azimilor. Deci toate acestea, toate grupurile acestea au venit și l-au testat într-o singură zi. S-au întâmplat toate acestea. În capitolul 15 din Marcu și versetul 1 spune: și dimineața preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot sinedriul și după ce l-au legat pe Iisus l-au dus și l-au dat lui Pilat. Deci din nou, liderii religioși ai poporului lui Dumnezeu l-au legat fără să găsească nicio vină, după ce l-au testat nu i-au găsit nicio vină și totuși l-au legat și l-au dat în mâinile lui Pilat ca să-l omoare. Pilat zice: luați-l voi și răstigniți-l voi. Nu, nu, nu ne este îngăduit. Da. N-aveau nicio vină pentru el. Deci, nu doar că ei l-au respins și că Pilat a vrut să-i dea drumul, dar ei au vrut să-l omoare cu mâinile lui Pilat. De aceea Pilat s-a spălat pe mâini. Și ei s-au blestemat singuri. Și din cauza asta au pățit ce au pățit atâtea sute de ani până acum. Pentru că au zis să cadă asupra noastră păcatul acesta și asupra copiilor noștri. Da. Și Pilat a spus: dar de ce să-l omor? Versetul 9 și 10,
în capitolul 15, Pilat le-a răspuns zicând, vreți să-l eliberez pe regele iudeilor? Căci știa că preoții cei mai de seamă îl dăduseră din invidie în mâna lui. De ce să-l omor? Ce motiv? Pilat și-a dat seama că singurul motiv era invidia preoților celor mai de seamă și oamenilor, liderilor religioși, față de acest Iisus. Și a întrebat pe popor, pe mulțime. Dar preoții i-au convins să spună să le libereze pe Baraba. Ce să fac cu el? Ei au zis, crucifică. Versetul 14, Pilat i-a zis, dar ce rău a făcut ca să-l crucific? Ce rău a făcut? Și ei au strigat și mai tare, crucifică. Și în versetul 15 spune că Pilat, dorind să le facă pe plac, fiindcă era un om politic, da? Ca să mulțumească mulțimea, vedea că nu-i normal, că nu-i logic, n-are nicio vină, dar ca să le facă pe plac, l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l biciuiască, l-a dat să fie crucificat. Iată o imagine clară a lumii în care trăim. Criminalul este eliberat și nevinovatul este crucificat. Cine zice asta? Judecătorul nedrept? În cazul acesta nu. Mulțimea zice asta. Oamenii, poporul zice asta. Atât de dereglată este judecata omului păcătos. Ei au cerut ca să fie crucificat. Iată, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. De ce? Pentru că el voia să fie regele vieții lor. Să crucific pe regele vostru? Dar ei au zis, noi nu avem alt rege decât pe Cezar. Bine, ei se supuneau lui Cezar și romanilor, fiindcă erau forțați. Iisus n-a vrut să fie rege prin forță, să-i forțeze. El era regele lor și vreau să-l primească de bună voie, dar ei nu vreau alt rege. Fiindcă omul nu vrea alt rege, omul vrea să facă ce vrea el. Și asta a fost miza. De asta nu l-au primit. Pentru că ei nu vreau alt rege. Ei vreau să-și conducă propriile lor vieți. Deci l-au crucificat pe regele lor ca să poată să fie proprii lor stăpâni. Ori el, ori eu. Și apoi urmează în capitolul 16 învierea lui Iisus. Capitolul 16, versetul 6. Dar el le-a zis, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret care a fost crucificat, a înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Stai puțin, ce s-a întâmplat? El a venit la ai săi. Și ce a făcut ai săi cu el, cu oamenii? L-au testat, n-au găsit nicio vină în el. L-au crucificat ca să scape de el. Și acum el a înviat. Tot ce au făcut, tot ce au putut să facă și el a venit înapoi. De ce? Pentru că viața are ultimul cuvânt. Era un vers din cântarea care am cântat-o duminică. Nu moartea are ultimul cuvânt. Viața are ultimul cuvânt. Amin. Sigur, cei care nu vor să primească viața vor merge în moartea veșnică. Dar viața a învins moartea. Amin. Și Hristos a fost testat, a fost respins, a fost crucificat și tot n-au putut să scape de el. De ce? Fiindcă Dumnezeu l-a înviat din morți. Și l-a adus înapoi. Deci, vedeți ce a făcut omul cu Iisus? L-a testat și l-a crucificat. Și ce a făcut Dumnezeu cu el? L-a înviat din morți. Fiindcă era nevinovat. Acum, el nu a fost crucificat împotriva voinței lui. El s-a dus de bună voie acolo. Chiar dacă era nevinovat și nu merita, totuși, prin moartea lui de bună voie, fără vină, el a plătit în fața dreptății lui Dumnezeu pentru păcatele tuturor oamenilor. De asta s-a lăsat el să moară. Ei nu l-au putut forța acolo. Dă-te jos de pe cruce dacă ești fiul lui Dumnezeu. El putea să se dea jos de pe cruce. I-a spus lui Petru, crezi că n-aș putea să cer tatălui meu să-mi pună înger la dispoziție, 12 legiuni de îngeri și să scap? El de bună voie s-a lăsat, chiar dacă nu merita lucrul acesta, ca să plătească în fața dreptății lui Dumnezeu pentru păcatele tuturor oamenilor. El însuși fiind un om. Și ca om a plătit, ca om a murit și Dumnezeu l-a înviat. De asemenea, prin crucificarea sa, de către ai săi, el ne-a dovedit pe deplin răutatea păcatului nostru. De aceea spun că dacă astăzi ar veni nou Fiul lui Dumnezeu, nu păgânii l-ar respinge și l-ar huidui, ci creștinii ar face lucrul acesta. Cei care spun,
că sunt creștini. Dar Dumnezeu dovedește că viața are ultimul cuvânt. Ce fac eu cu Iisus? Acum, eu nu pot să spun, a, păi eu n-am fost acolo, nu am fost vinovat de asta. Dacă spui asta, este ca și cum l-ai respins deja pe Iisus. Pentru că Iisus vine la noi deja crucificat astăzi. El așa ne cere să-L acceptăm. Crucificat în locul nostru. Păcatele noastre L-au pus deja pe cruce acum 2000 de ani. El ne cere nouă doar să acceptăm asta. Noi am fost printre cei care L-au pus pe cruce. Și dacă nu acceptăm asta, facem același lucru care L-au făcut ei. A venit la ei săi și ai săi nu L-au primit. Respingem jertfa Lui. Amintiți-vă, este ori El, ori eu. De ce L-au respins ei? Pentru că nu vreau ei să moară. Dacă noi Îl primim pe Iisus, pe acest Iisus crucificat în locul nostru, noi trebuie să murim. Noi nu primim doar o religie de duminică și de sărbători și să mergem la muntele Athos sau la mănăstire. Nu, noi primim o viață cu totul nouă, dar după ce renunțăm cu totul la viața noastră, înseamnă pocăință. Asta înseamnă să-L primim pe Iisus. Renunțăm la chefuri, renunțăm la muzica lumească, renunțăm la haine, renunțăm la lăcomia de bani, renunțăm la păcat, renunțăm la poftă. Suntem de acord cu asta. Nu că putem peste noapte să renunțăm la... Dar vrem asta. Asta înseamnă să-L primim pe El. Nu putem să trăim amândoi. Ori trăiește El și eu mor, ori trăiesc eu și pe El îl răstignesc din nou. Adică nu-L primesc. Asta s-a întâmplat atunci și este aceeași miză și astăzi. Este ori unul, ori altul. Ori trăiesc eu și moare El, ori trăiește El, înviat în Dumnezeu, și mor eu. Și mă pocăiesc. Domnul să ne ajute la aceasta.